Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă LUM. Mergem în magazin Play și căutăm LUM. Deschidem. Avem prima dată acasă. Aici ne apară new activity, activități noi, watch history, ne arată ce videoclipuri am văzut noi pe LUM și downloaded, ce videoclipuri am descărcat de pe LUM. Apoi, apăsăm pe următoarea și la mai videos ne apar registrările noastre. Apoi avem un clopoțel și avem search, să căutăm ce dorim pe lume. Acum ne întoarcem la clopoțel și putem apăsa start a recording. Dacă apăsăm pe start a recording, o să vedem că putem înregistra mai multe, exact ceea ce vom putea face și dacă apăsăm Clic pe cercul cu sigla LUM. Deci ne apare. Ce putem înregistra? Screen and cam. Deci înregistrăm ecranul telefonului, dar și camera. Putem uh, înregistra atât în față cât, să, cât uh, și să ne înregistrăm pe noi. Apoi avem screen. Putem înregistra doar ecranul telefonului. Apoi avem Cam Only. Înregistrăm doar ceea ce se vede pe cameră. Putem înregistra și ceea ce vedem în față pe cameră sau să ne înregistrăm pe noi. Și în același timp avem nou, putem înregistra audio. Dacă apăsăm pe Start Recording, exact același lucru. Putem înregistra Ecranul și camera, putem înregistra doar ecranul, putem înregistra doar camera sau audio. Și, după cum am spus, dacă dăm pe tabul 2, ne apar înregistrările noastre, care le putem. Deci, dăm, de exemplu, pe o înregistrare. Vedem că Putem să dăm de la dreapta la stânga să copiem linkul, să dăm partajare sau să descărcăm videoclipul. Dacă dăm activity, aici vedem cine a comentat la videoclipurile noastre. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curiculum relevant, educație deschisă, pentru toți cred.